Irina și Antonia au stat de vorbă în această seară, iar Irina la un moment dat și-a scos calitățile de psiholog, în timp ce vorbeau pe un subiect legat de niște băieți, de Dumnezeu. A spus Irina că atunci când vorbește cu Antonio, ea tinde să creadă că de fapt el nu a fost apreciat. Calitățile pe care Antonio le consideră forte nu au fost apreciate. Și el a răspuns că nici nu și-a dat seama, nu știa că le are. Tot Antonio spunea că după un party, atunci când oamenii sunt mai calmi, atmosfera este relaxantă, îl descoperă pe Antonio și spun despre el că este un personaj. El zicea, ok, sunt un personaj și ce aportam eu la lumea aceasta, cu ce pot eu să ajut, cu ce pot contribui. Irina spunea că dacă nu știe care este vocația lui, să-și aducă minte mereu ce i-au spus prietenii despre el, ce calități spunea că are. Și discuțiile au continuat cam în genul acesta, un fel de ședință la psiholog, discuții cu care Irina și Antonio ne-au obișnuit.